are gust de castravete, forma unui pepene, iar în preparatele culinare poate înlocui dovlecelul. Este vorba despre pepenele de iarnă și, așa cum îi spune și numele, cel mai mare avantaj pe care îl are este acela de a rămâne în stare proaspătă câteva luni după ce a fost cules. Leguma 3-in-1 își are originea în Asia, dar a ajuns și la Buzău. A fost adus aici de cercetătorii de la Stațiunea de Cercetare Legumicolă în urmă cu 10 ani. Acum, leguma este aclimatizată și poate fi cultivată cu ușurință în orice seră sau grădină. Leguma 3-in-1 arată ca un pepene, are gust de castravete, cu o dulceață aparte și atunci când este gătită, poate înlocui cu succes un dovlecel. Ciudățenia este originară din Asia, dar acum este cultivată și la Buzău, unde a fost adusă în urmă cu 10 ani de cercetătorii de la Stațiunea de Cercetare Legumicolă. Benincasa hispida, să zicem, o plantă nouă, n-a fost cultivată în România, dar s-a aclimatizat foarte bine, poate fi cultivată și în spații protejate și în câmp. Popular mai este numit fructul acestei specii, mai este numit castravetele de iarnă sau pepene de iarnă. De ce? Pentru că se păstrează foarte bine peste iarnă, fără condiții speciale de păstrare. Deci, așa cum păstrau bunicii la țară dovleceii pentru plăcintă peste iarnă, așa pot fi păstrate aceste fructe fără probleme. Deci, rezistă foarte mult după recoltat. Pe lângă avantajul de a putea fi consumat în stare proaspătă, chiar și la câteva luni după ce a fost cules, pepenele de iarnă ajunge la aproape 5 kg. Variază undeva între 2 și 4 kg, dar sunt exemplare care pot să ajungă și la 5 kg. Potențial mare de producție, gustos. Gustul seamănă cu cel al castravetelui pe care noi îl știm comun, dar ceva mai dulce și, așa cum vedeți, pulpa mai densă și putem consuma o perioadă lungă de timp. Practic, în timpul verii, undeva cu luna iunie, sfârșitul lunii iunie, până la venirea înghețului, planta produce și este și foarte rezistentă. Tocmai pentru că este rezistent la dăunători, nu are nevoie de tratamente, ceea ce înseamnă că poate fi cultivată și în sistem ecologic, aspect care o face pe această legumă și mai valoroasă din punct de vedere alimentar și medical. Vorbim de o plantă alimentară valoroasă, de o plantă medicinală, pentru că fructul acestei plante este bogat în vitamine, vitamina A, vitamina B, B6, B12, vitamina C, pe urmă conține marcantăți de calciu, de potasiu, magneziu, deci o plantă cu beneficii alimentare, mai ales că poate fi cultivată și fără substanțe chimice și totodată este apreciată și ca plantă, ca portaltoi, folosit în altoirea pepenilor, castravețul, în special a pepenilor. Deci rădăcina este foarte puternică, are un sistem radicular puternic, bine dezvoltat și putem obține producții foarte mari ca portaltoi și, în același timp, și compatibil. Pepenele de iarnă este folosit foarte des în bucătăria asiatică. De exemplu, bucătarii chinezi îl pregătesc alături de carne, în timp ce în India este folosit în prepararea dulciurilor. Pe de altă parte, sucul de pepene de iarnă este cunoscut drept un remediu natural pentru a trata dezinteria, dar și epilepsia. Ceara care acoperă leguma este folosită pentru a face lumânări.